să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 5 și începem cu versetul 20. Matei, capitolul 5, versetul 20. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că și cine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului. Și du-te de întâi de tempacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te, -te de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă de de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghiena. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă de o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din modularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine și își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie îi dă prilej să preacurvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu jur strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum. Nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marului împărat, să nu jur nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da sau nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, la se și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere, dă -i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun... Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci ce El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și de ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți? după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Tată, am citit cuvântul tău în această seară, ridicați în picioare în semn de respect, în fața măreției și suveranității tale. Te rugăm din suflet, ne iartă, Doamne, în mod de plin și potrivește cuvântul tău pentru fiecare inimă. Încurajează și mângâie, iartă și ridică, pentru că tu ești Domnul Domnilor și în cer și pe pământ. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Stimată adunare, vă rog frumos să vă ocupați locurile. Spuneam și repet. Spuneam și repet faptul că este o, o experiență deosebit de plăcută pentru mine și pentru Carmen, soția mea, să vizităm biserica aceasta, unde eu mă gândesc că fiecare predicator ar vrea să ajungă. Urajul Cluj este un oraș mare în România, biserica de pe Carpați este o biserică respectată și vorbită de bine. Robul Domnului, fratelul lui Relu, este un om respectat între pastori, a avut o viață întreagă slujbe care reflectă părerea comunității pendicostale din România cu privire la Dumnealui, la integritate, la uh, viziune. De aceea spuneam că mă bucur tare mult că sunt aici. Aș vrea să spun câte ceva despre pasajul acesta care este extrem de complex, a fost un pic mai lung. El începe cu versetul 20 și când spun versetul 20 mă refer la conținutul lui. Și se încheie cu versetul 48, care este în aceeași notă a conținutului. O să încerc să fac o scurtă introducere, punând în evidență faptul că Biblia este cartea de referință a creștinismului. Însă, dintr-un alt punct de vedere, Biblia conține revelația lui Dumnezeu, care revelație a fost trimisă oamenilor. Biblia nu este un manual pentru preoți, deși este și un manual pentru preoți. Biblia este o scrisoare a iubirii divine adresată tuturor muritorilor. Biblia este o carte pentru oameni, pentru creatura lui Dumnezeu. În această carte, Dumnezeu s-a descoperit pe sine. S-a descoperit pe sine și a descoperit viitorul. Așa că oamenii au oportunitatea să-l cunoască pe Dumnezeu, mai întâi despre Dumnezeu și mai apoi pe Dumnezeu. Această capodoperă a literaturii universale, această carte foarte complexă, este de altfel compusă din 66 de cărți. Iar aceste 66 de cărți compun Vechiul și Noul Testament, 39 și respectiv 27 de cărți. Dumnezeu începe descoperirea voiei sale în Biblie. Și această descoperire a Voiei lui Dumnezeu se încadrează într-un proces care pur și simplu trece prin cele 66 de cărți. De pildă atunci când citim un pasaj din Vechiul Testament, fără să ne dăm seama, noi încercăm să privim oamenii de atunci prin înțelegerea vremurilor de astăzi. Fără să ne dăm seama că nivelul de revelație pe care ei l-au avut era la început. De pildă, exista porunca nu ucide în vremea lui Avram? Exista porunca nu comite adulter în vremea lui Avram? Când au fost date poruncile acestea? În a cui generație? Revelația lui Dumnezeu este progresivă. Dumnezeu nu a putut să spună totul, nu pentru că El nu a putut, ci pentru că noi nu am fi înțeles. El a spus puțin câte puțin. Într-o perioadă de 1500 de ani Dumnezeu a vorbit. Pentru că altfel oamenii nu ar fi putut digera, nu ar fi putut înțelege și așa nu înțeleg prea mult oamenii. Aproximativ 40 de bărbați au vorbit, mulți dintre ei au fost profeții ai Vechiului Testament, alții apostolii ai Noului Testament. Și într-o perioadă lungă Dumnezeu a vorbit și oamenii au notat. Biblia are 40 de scritori, dar autorul e unul singur, Dumnezeu, El inspirându-i pe toți. Noi astăzi ținem mână această carte și uneori, scoțând anumite pasaje din context, facem ce vrem cu ele, atribuindu-le tot felul de înțelesuri, de natură denominațională sau poate personală. Am citit acest pasaj care pune în evidență primul dintre versete cu numărul 20, unde există o mică tensiune. Și tensiunea aceasta este prezentă în toate versetele pe care le-am citit. Și tensiunea stă în faptul că Domnul Isus Hristos oferă un etalon, fariseii. Și spune pentru creștinii născuți din nou că cine nu va trece dincolo de acest etalon nu pot fi mântuiți. Permiteți-mi să recitesc. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece, nu va depăși, nu se va ridica deasupra neprihănirii fariseilor și cărturarilor, cu niciun chip, adică sub nicio formă, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că neprihănirea fariseilor este sub nivelul de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că fariseii nu se califică să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că Domnul Iisus folosește două expresii, vame și, și păcătoșii, și farisei și cărturari. În introducerea pasajului din Luca, capitolul 15, Fiul risipitor, pilda aceasta este spusă tocmai pentru tensiunea, pentru conflictul dintre aceste două categorii de oameni. Vame și și păcătoși, care sunt simbolizați de fiul mai mic, farisei și cărturarii care sunt simbolizați de fiul mai mare. Apoi Domnul Iisus oferă câteva exemple, șase la număr. Exemple pe care le-am citit. Ele vorbesc despre tensiunea dinspre, dintre modelul fariseului și dintre modelul creștinului care este superior. Această tensiune dintre cum erau fariseii și nu se calificau prin cum erau, și cum ar trebui să fie creștinii și se califică prin cum sunt. Vorbește despre câteva lucruri. În primul rând despre ridicarea nivelului de exigență. Permiteți-mi să revin. Puteți să, să priviți versetul 21 și 22. Care este verbul caracterizat versetului 21? A ucide. Care este verbul caracterizat versetului 22? A temânia. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun, nici măcar nu vă mâniați. Dacă cineva să mânie, e același lucru cu a ucide din vremea Vechiului Testament. Și exemple de genul acesta sunt toate cele șase. Toate exemplele acestea nu sunt singurele exemple, dar sunt câteva dintre ele pentru a pune în evidență faptul că fariseii nu s-au calificat. În general, ipocrizia s-a născut în sânul religiei, pentru că oamenii nu pot fi ceea ce ar trebui să fie și atunci rezolvă cu a părea, dacă tot nu pot fi. Ei, Dumnezeu urăște lucrul acesta. El a murit nu pentru ca să părem, El a murit pentru ca să fim. Oamenii din lume, și aceasta este o expresie care mă gândesc că toți o înțelegem, de obicei, oamenii care vin la biserică înțeleg bine asta. Oamenii din lume au o problemă uriașă, păcatul. Dumnezeu are o soluție suficientă, pocăința. Când omul se pocăiește, el nu mai are păcat. Pentru că a te pocăi înseamnă a-ți iertare lui Dumnezeu pentru ce ai făcut și dacă un om te iartă când îți cer scuze și Dumnezeu te iartă când îți cer iertare, evident, în numele lui Isus, care și-a asumat păcatele oamenilor iar Dumnezeu i le-a imputat. În momentul în care el și le-a asumat, Dumnezeu i le-a imputat, păcatele Domnului Isus, sau mai bine zis, păcatele noastre puse peste Domnul Isus, erau ca și cum el le-ar fi făcut. Dar el a fost fără păcat. Noi știm asta. Înțelegem din Evanghelie. Dacă problema oamenilor din lume este păcatul, iar soluția e pocăința, când oamenii din lume se pocăiesc, ei ies din lume și vin în biserică. Biserica este casa lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, locul unde cerul se unește cu pământul și locul unde Dumnezeu se întâlnește cu oamenii. Dar cea mai mare problemă a oamenilor din Biserică este imaturitatea. De aceea, soluția lui Dumnezeu este sfințenia, neprihănirea, care, din punctul meu de vedere, în cazul predicii din această seară, sunt aproape sinonime. Neprihănire sau sfințenie. Permiteți-mi, într-o paranteză, să remarc un lucru. De multe ori noi întrebăm, ne întrebăm unii pe alții, ce mai faci? Și un răspuns obișnuit este: Păi mă pocăiesc în continuare. Sau întrebăm vrând să aflăm nivelul de integritate, de moralitate sau de spirituate al, al cuiva cu care ne permitem să-l întrebăm, îl întrebăm cum stai cu pocăința. V-ați gândit vreodată că unele dintre întrebările acestea nu se referă la pocăință și se referă la sfințenie? Noi încercăm să ne pocăim tot mai mult, dar nu v-ați gândit că de fapt noi trebuie să ne sfințim tot mai mult. Ce înseamnă pocăința și care este rostul ei. Noi ne pocăim de păcatele care le-am făcut, dar dacă nu le-am mai face, de ce trebuie să ne mai pocăim? Ia gândiți-vă puțin. Scrie în, Vechiul, scrie în noul testament să ne pocăim din ce în ce mai mult sau scrie să ne sfințim din ce în ce mai mult? În momentul în care ne sfințim din ce în ce mai mult, nu mai avem de ce să ne pocăim. Pocăința este atitudinea pe care o are omul păcătos în fața lui Dumnezeu pentru a fi iertat. Nu cumva noi conștient ne permitem să păcătuim pentru ca mai apoi, prin pocăință, să rezolvăm păcatele pe care le-am făcut și ciclul acesta să se repete și mâine și toată viața. Scopul lui Dumnezeu nu este să păcătuim ca mai apoi să ne pocăim rezolvându-ne păcatul, ci scopul lui Dumnezeu este după ce ne-am pocăit și suntem eliberați de păcat, să ne sfințim viața, adică să trăim în absența păcatului. Să trăim în puritate, în neprihănire sau în sfințenie. Haideți să revenim la pasajul din Scriptură. Ceea ce vreau să spun în această seară este să repet aproape supărător faptul că oamenii născuți din nou trebuie să depășească în starea lor de neprihănire și sfințenie pe farisei. Pe noi nu ne califică înaintea lui Dumnezeu propria noastră neprihănire, dar propria noastră neprihănire este expresia credinței pe care o avem. Pentru că nu poți să ai o credință autentică și să ai faptele credinței lipsite de autenticitate. Biblia ne spune că credința este unită cu fapta. Noi nu suntem mântuiți prin faptele noastre, noi suntem mântuiți prin credință, dar v-ați gândit vreodată la faptul că suntem judecați prin fapte? Noi suntem mântuiți prin credință, dar suntem judecați prin fapte, nu prin credință. Lăsați-mă să vă aduc aminte de un pasaj din Apocalipsa, capitolul 2, capitolul 3. Aduceți-vă aminte că Domnul reproșează unei biserici, ți-ai pierdut dragostea din tâi. Când îți pierzi cheile, ce cauți, ce vrei să recuperezi? Păi cheile, nu? Ce ai pierdut. Mai țineți minte cum spune Domnul celor care și-au pierdut dragostea? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu, nu ai pierdut-o, ai părăsit-o. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Întoarce-te la... La faptele din tâi. Adică ți-ai pierdut cheile și scauți portofelul. Ți-ai pierdut dragostea din... Ți-ai părăsit dragostea din tâi, dar întoarce-te la faptele din tâi, pentru că dragostea este un cuvânt. Faptele pun în evidență dragostea. Haideți să revenim la uh, primul, prima tensiune, versetele 21 și 22. Aici se pune în evidență felul în care o persoană își gestionează mânia. Gestionarea mâniei și alte lucruri pe care noi trebuie să le gestionăm în viață ca și creștini demonstrează nivelul nostru de maturitate sau dacă vreți de integritate sau dacă vreți de spiritualitate, de moralitate sau de neprihănire și sfințenie, toate însemnând același lucru. Felul în care noi ne gestionăm mânia, noi suntem creați de Dumnezeu cu capacitatea să ne mâniem. Din nefericire, ca toate funcțiile ființei noastre, capacitatea de a te mânia s Pervertit. Mânia este un fel de apărare a vieții, e un fel de o manifestare a instinctului de conservare. Dar astăzi mânia se manifestă prin răutate, prin dușmănie, prin nervi, prin violență, indiferent că este manifestată prin fapte sau verbalizată. Și uitați ce spune Dumnezeu, versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, ce înseamnă vechime? În Vechiul Testament. Și Biblia explică ce se întâmpla cu oamenii care ucideau, în ciuda interdicției de a nu ucide. Dacă totuși cineva ucidea, el cădea sub pedeapsa judecății, adică era pedepsit, era condamnat. Și Domnul Iisus Hristos spune, asta a fost scris în Vechiul Testament, dar eu vă spun în Noul Testament, să nu vă mâniați pe fratele vostru pentru că cine se mânie pe fratele lui va cădea sub pedeapsa judecății. Ce înseamnă asta? Spuneam puțin mai devreme, înseamnă o ridicare a nivelului de exigență. Vreau să vă dați seama că Dumnezeu pune mânia pe același nivel cu uciderea? Mânia e ceva interior, uciderea e ceva exterior. Asta înseamnă că toate aceste tensiuni dintre cele șase exemple pe care eu le-am citit face trecerea de la fapte la gânduri, sentimente și motivații. Vechiul testament a fost concentrat pe ce se vede, pe fapte. Noul testament însă ridică nivelul de exigență de la fapte la nivelul gândurilor, la nivelul sentimentelor și la nivelul motivației. Dar nu numai asta, crește nivelul de vulnerabilitate. Dacă cineva îți dă o palmă, întoarce și obrazul celălalt, nu e așa că te face vulnerabil. Cineva îți cere cămaș, haina, pardon, tu dai și cămașa. Nu pare slăbiciune? Nu te face asta vulnerabil? I îți ia posibilitatea să te protejezi, să te aperi, să fii dur, să scapi. Din potrivă, ca un mielușel, te face să fii vulnerabil. Cineva vrea să-ți ia cămașa, tu băia bun, cineva vrea să-ți ia haina, tu băia bun dai și cămașa. Câtă vulnerabilitate există aici? Cine reușește să intre în această stare de vulnerabilitate și să iasă neșifonat? Dar nu numai asta. Dezvoltă integritatea. Și încă ceva, repet, trece de la fapte la ce se vede, la gânduri, sentimente și motivații care nu se văd. În concluzie pentru Dumnezeu, ceea ce însemna în Vechiul Testament să nu ucizi, înseamnă în Noul Testament să nu te mânii. Nivelul de vinovăție în Vechiul Testament, dacă ucideai pe cineva, este egal cu cel din Noul Testament când te mânii pe cineva. Sigur, când noi spunem te mânii, trebuie să definim termenii. Nu o să facem asta acum, că nu este scopul meu și nici nu avem timp, dar oricum, mânia are multe grade ea începe cu o stare de iritare interioară. Și aceea nu este o mânie rea. Hristos s-a mâniat de multe ori. El s-a mâniat în interiorul lui când a văzut cum au pervertit oamenii scopul templului, scopul închinării, al jerfelor, al dărniciei. El s-a mâniat în interiorul lui, dar el nu și-a manifestat mânia aceasta într-un mod păcătos. Sunt date aici câteva exemple. Un exemplu de mânie este atât de tare să te enervezi încât să folosești cuvinte înjositoare și urâte la adresa cuiva. Prost, nebun, sigur că putem să dăm și alte exemple. Scriptura a dat doar două. Și încă ceva, dacă ți aduci darul la altar în momentul în care i-ai spus cuiva în felul ăsta, nu l-ai ucis, dar i-ai ucis încrederea în el, i-ai ucis reputația, i-ai ucis liniștea și vii și te închini, nu te poți închina, Dumnezeu nu-ți primește închinarea. Spune, du-te înapoi la persoanele care, are, care au ceva împotriva ta, tu nu ai nimic împotriva lor, tu ești liniștit. Păi e normal să fii liniștit dacă ți-ai ți refulat mânia, dacă te-ai răcorit, dacă i-ai spus cum ți-a venit la gură. E normal că nu mai ai nimic de spus, acum poți dormi liniștit, dar ăla nu mai doarme deloc, nu numai că nu doarme liniștit. Și vii și te închini în timp ce ai rănit pe cineva. Nu l-ai omorât pentru că nu ai avut ocazia sau datorită normelor sociale sau legale, dar pentru Dumnezeu, simplu fapt că te-ai purtat așa cu cineva. Cum te-ai purtat? Cu superioritate, cu dușmănie, cu răutate și pur și simplu ai folosit cuvinte foarte grele pentru omul acela. Și Dumnezeu pune semnul egal. Uitați ce spune Scriptura, lasă-ți darul acolo, în fața altarului și du-te mai întâi și te împacă cu fratele tău. Apoi vino și închină-te. Închinarea întotdeauna este condiționată pentru a fi primită, nu pentru a te închina. Că te poți închina toată ziua dacă nu te interesează împlinirea condițiilor, ci doar închinarea în sine. Permiteți-mi să trecem la al doilea exemplu. Aici se vorbește despre gestionarea sexualității. Sigur, subiectul acesta este puțin mai sensibil, mai delicat. O să-l tratez cu, cu atitudinea potrivită, atât cât pot eu. Gestionarea sexualității, de fapt, este mult mai grea și mai mare, mai importantă și mai adâncă decât cea a mâniei. Mai ales pentru un bărbat, acestea sunt două dintre cele mai complexe gestionări din viața lui. Nu, rep, nu o să intru în detalii, dar lăsați-mă să lucrăm un pic pe text. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiteți adulter. Cine comite adulter va fi vinovat și pedepsit. Dar eu vă spun vouă celor din Noul Testament: să nu vă uitați la o femeie cu intenția să o poftiți în mintea voastră, că atunci este adulter. Așa spune Scriptura. Observați că trece de la un adulter fizic la un adulter moral. Încă o dată, eu vă spun că ori și cine se uite la o femeie ca să o poftească a și comis adulter cu ea în inima lui. Încheia la haină, cu mâinile în buzunar, pe celălalt trotuar, adulter. Cât de mare este nivelul de exigență? Tensiunea din textul acesta este uluitoare, de la adulterul fizic până la un gând din mintea unui om pe care și îl permite în timp ce se uită la o femeie în biserică pe stradă oriunde. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat scoate-l. Este o figură de stil. Vrea să spună că e atât de grav să te uiți la ce este murdar, încât ar fi mai bine să scoți ochiul ăla. Mai bine ajungi cu un ochi în împărăție decât cu amândoi în iad. Vă puteți imagina ce exemple extreme dă Domnul? Domnul nu glumește. El nici nu vrea să ne înspăimânte. El ne spune despre regulile împărăției. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o. Observați gestionarea sexualității și gestionarea mâniei. Pun în evidență neprihănirea unui om. Dacă ar fi fost vorba doar de adulter fizic, nici n-avea rost să discutăm. Ăsta este un ultimul păcat pe care îl face un creștin născut din nou. Însă nu este vorba despre manifestarea aceasta, ci despre una care este ușor de făcut când ești, mergi lângă pastor pe stradă sau poate le, mergi lângă soție. Cine știe la ce te gândești când privești? Noi nu suntem din sticlă, nu se vede în mintea noastră. Și noi știm asta, drept pentru care ne gândim la ce ne place. Că oricum este în intimitatea ființei noastre. Și înainte de judecată nu va ști nimeni ce gândim când privim. Lumea pe care noi o vedem pe stradă se poartă, se îmbracă, se comportă și vorbește în baza unor criterii fără criterii. E atunci când ne uităm, uneori suntem atrași, uneori suntem ispitiți să ne uităm. Faptul că privim nu este păcat. Dar cum gestionăm privirea aceea care se află în mintea noastră? Dumneavoastră știți că personalitatea unui om este formată din temperament, din caracter, din aptitudini și încă alte câteva lucruri pe care eu nu le mai spun acum, că nu au legătură cu subiectul nostru. Noi asta știți la fel de bine că temperamentul este născut. Este viteza de reacție a sistemului nervos și este zestrea genetică specifică și unică a fiecărui individ. Caracterul, elementul numărul 2, acesta nu este născut, ci este dobândit. El compune automatismele comportamentale, adică obiceiurile pe care un om și le formează în mediul de hrănire, influența mai întâi de părinți, de biserică, de prieteni, mai nou de mass media, acesta se poate schimba în timp ce temperamentul nu se schimbă niciodată. Poți să te pocăiești că nu ți se schimbă culoarea ochilor sau a părului. Acum nu vorbesc despre posibilitatea să-l vopsești. Eu vorbesc despre natural. Însă caracterul se schimbă. Poți să minți și să nu mai minți. Poți să furi și să nu mai furi. Nu vorbesc despre aptitudini, pentru că ele reflectă anumite aplecări pe care un om le are. De pildă, are ureche muzicală, are capacitatea să deseneze, să picteze, altul are valități sportive. Cu asta te naști sau nu te naști? Asta nu se învață. Iată dar că dintre cele trei elemente ale personalității, două sunt înnăscute și nu se schimbă niciodată. Eu nu pot niciodată să am ureche muzicală dacă nu m-am născut cu ureche muzicală. Și eu nu pot niciodată să fiu coleric dacă m-a născut sanguin, și nu pot fi flegmatic dacă m-a născut melancolic. Cum te-ai născut, așa mor din punct de vedere al temperamentului. Ei, priviți, vă rog, la primul exemplu pe care l-am dat cu mânia, are importanță ce temperament ai în legătură cu mânia? Bineînțeles că are, pentru că un coleric se va enerva de un milion de ori mai repede decât un melancolic. Haideți să ne uităm la al treilea exemplu. Versetele 31 și 32. Aici este pusă în evidență gestionarea crizelor din familie. Oricine își va lăsa soția să-i dea o carte de despărțire. Asta era regula Vechiului Testament. Cine a inventat-o? Farisei. De ce? Pentru că ei aveau nevoie de justificări, de ieșiri cu care să fenteze. Pe ei nu i-a preocupat altceva decât să fenteze în timp ce par. Adică să câștige de două ori, în primul rând când parcă-s băieți de treabă și în a doua oară când își rezolvă problema fentând. Dar Hristos spune următorul lucru. Eu însă vă spun, oricine își va lăsa nevasta, excepție făcând faptul că există dovada adulterului, atunci cineva are dreptul să, să renunțe la soție sau la soț, adică are, are dreptul să divorțeze. Dar în afara acestei, acestei condiții nu mai există niciun alt niciun alt drept de a divorța și Domnul Iisus Hristos ca și în Matei 19 pune în evidență lucrul acesta aduceți-vă aminte că în Matei 19 tot farisei au venit la Hristos și știți ce întrebare i-au pus? mi se pare plină de obrăznicie întrebarea asta putem să divorțăm din orice motiv? nu se mai mulțumeau cu motivul cărții de, mulțu de despărțire acum așa au permis să întrebe dacă nu cumva așa, fără niciun motiv pur și simplu pleci și nici nu, e, nici nu știe nimeni dacă te mai întorci vreodată și Hristos spune evident nu. Bine, dar n-a spus Moise asta. Și Hristos explică de ce a spus Moise asta. Datorită răutății voastre. Observați câtă tensiune există între Vechiul și Noul Testament. De fapt, nu există între Vechiul și Noul Testament. Există între felul în care farisei și cărturarii interpretau Vechiul Testament. Haideți să ne mutăm la următorul exemplu. Gestionarea angajamentelor. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu jur strâmb. Hristos spune să nu mai jur deloc. Nici strâmb, nici drept. Să nu jur deloc. Să spui da sau nu și dincolo de asta cine nu te crede să fie sănătos. Este foarte adevărat că metoda de a te jura s-a inventat pentru situația în care ți-ai pierdut atât de mult reputația în comunitate încât oamenii nu te mai cred. Adică, dacă minți în fiecare zi și odată spui adevărul, oamenii de unde să știe că acum spui adevărul? Dacă s-au obișnuit să te audă numai mințind și exagerând și spunând jumătăți de măsură. Dar nu vorbim despre situația aceasta, ci vorbim despre situația în care pur și simplu cineva jură din obișnuință sau fără niciun motiv. Pur și simplu este un mod de a se exprima, e un fel de a-și verbaliza gândurile. Hristos spune, nu este necesar să juri, deloc, sub nicio formă. Am auzit pe unii la mânie sau la când sunt acuzați de ceva, nu mi -mi spun, domne, mă jur cu mâna pe Biblie. Dar nu înțeleg, dacă tu minți fără Biblie, poți minți și cu Biblia. Ce atunci când nu te jur cu mâna pe Biblia este mai puțin grav? Nu, nu e mai puțin grav. Haideți să ne mutăm la următorul exemplu. Versetele 38 și 39. Aici vorbește despre gestionarea conflictelor. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Adică, dacă cineva ți-a scos un ochi, ceea ce trebuie să dispună judecătorul este să-i se scoată și lui un ochi. Ce ai făcut, ți se va face. Numai că Domnul Isus Hristos spune următorul lucru. Dar eu vă spun. Nu vă împotriviți celor care vă fac rău. Aici era vulnerabilitatea de care, pe care o punem puțin mai devreme. Oricui te lovește peste obrazul drept, nu-i o dan înapoi, exact cum era în Vechiul Testament. Ochi pentru ochi, palmă pentru palmă, obraz pentru obraz. Nu. Ci pur și simplu comportă-te într-un mod fără logică și de neînțeles. Întoarce și obrazul celălalt. Sau dacă te obligă să-i duci o milă, o greutate. Porunca aceasta a fost dată pentru folosul soldaților din vremea aceea. Nu existau oportunitățile de astăzi. Și soldații care au multe bagaje, multe arme, tot felul de echipament militar. De aceea s-a dat o regulă, o lege în vremea aceea. Dacă un soldat ruga un civil să-l ajute o milă de loc, să ducă poverile pe care le avea, omul acesta era obligat să facă lucrul acesta. Pentru că eram folosul securității țării. Și Hristos spune următorul lucru. Ca să-i dovedești dragostea ta, soldatului, mai mergi o milă de la tine. Prima milă ai mers-o că n încotro, ești obligat. Dar demonstrează că tu ești un om liber și ești plin de dragoste, mai mergi încă o milă cu el. Ți-a dat o palmă peste obrazul drept, întoarce-i și pe stângul. Ca să vadă că nu ești o persoană violentă. Haideți să încheiem șirul acestor exemple. Versetele 43 și 44. Aici se vorbește despre gestionarea resentimentelor. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașul vostru. Nici nu-l mai ia în calcul pe aproapele. Cine e aproapele? E o persoană care îți stă aproape, cât mai aproape. Cine e cel mai aproape? Soția, soțul, copiii, părinții, membrii familiei restrânse. Dușmanul nu este aproape, el e departe, dar Hristos spune în Noul Testament, iubește-ți Ce este dragostea un sentiment? Dacă ar fi un sentiment, nimeni nu și-ar putea iubi vrășmașul. Putem noi să dispunem sentimentelor noastre să fie altruiste sau egoiste, violente sau liniștite, iubitoare sau dușmănoase? Poate cineva să comande sentimentele lui? Știința spune nu, experiența confirmă ce spune știința. Dar ce putem să facem? Pentru că iubirea nu este un sentiment, deși se manifestă sentimental. Iubirea este o alegere. Noi putem să alegem în raport cu un vrășmaș să facem o acțiune care demonstrează bunăvoință, generozitate, iubire. Putem să, putem să alegem? Putem să alegem, evident. Dacă iubirea este o alegere, atunci putem să alegem orice dorim să alegem. Chiar dacă ne este greu. Ceea ce am vrut să spun cu pasajul acesta pe care l-am citit, frați și surori, este faptul că Noul Testament revendică exigență în raport cu Vechiul Testament. Revendică trecerea de la importanța faptelor la importanța gândurilor, a sentimentelor și a motivațiilor. Nu mai este suficient să faci ceva cu trupul, mânie, adulter, ci e suficient dacă îți permiți asta în minte. Cât de greu este să ajungi la adulter fizic? Foarte greu. Vorbim despre oameni care au morală, au principii. Creștinii născuți din nou, de pildă. Dar cât de ușor este să te uiți să-ți placă și să poftești, imaginându-ți păcatul. Este relativ ușor. Între aceste două exemple care sunt... La limita extremităților există o tensiune uriașă. Este tensiunea maturității celor care sunt născuți din nou. Dacă am luat aceste exemple pe rând și ne-am gândit la ele, aș vrea să vă întreb cum ne comportăm la mânie. Vedeți, a fost o slujbă superbă în seara asta. Muzica impecabilă. Vă felicit pentru asta. De-a dreptul impecabilă. Rugăciunile au fost destul de lungi, liniște, ordine, ambianță. Orice om care îl caută pe Dumnezeu și-ar dori să fie membru într-o astfel de biserică. Însă haideți acum să ne uităm în inimile noastre. Există riscul mâniei, nu al uciderii. Există riscul mâniei cu părinții, cu o mamă care, te, 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 care simți că te cicălește. Poate cu soția, cu soțul, eu știu, poate cu cineva de la lucru, cu un vecin. Poate cineva care îți face un rău, îl găsești încercând să-ți mașina. Nu știu ce exemple să dau. Dar cum te comporți atunci când ești provocat? În ce măsură liniștea interioară e suficientă pentru ca să depășești un potențial conflict? Este ușor când ne dedicăm pentru a veni la serviciile divine, să ne integrăm în ambianță, dar în viața noastră personală trecem prin crize unde suntem provocați. Familia este cea mai grea experiență umană. Dacă n-ar fi frumoasă, atunci ar fi complicat. Dar pentru că este frumoasă, plătim prețul faptului că este grea. Însă nu este așa că acolo uneori ne enervăm, ne mâniem, cum ne comportăm atunci? Uneori nu e așa că ne pedepsim copiii nu pentru că merită, ci pentru că suntem nervoși. Nu eu spun aceste vorbe, n-am scris eu Biblia, le spune Hristos. Aduceți-vă aminte că spuneam în introducere și nu pentru că spun eu este așa, eu spun așa, eu spun pentru că este așa. Cea mai mare problemă a oamenilor din lume este păcatul. De aceea ei trebuie să se pocăiască, fiindcă soluția pentru păcatul lor, soluția lui Dumnezeu pentru păcatul lor, este pocăința. Dar cea mai mare problemă a oamenilor din biserică este imaturitatea. De ce oamenii nu fac la modul ideal lucrurile sfinte pentru că sunt imaturi. De ce oamenii nu citesc în fiecare zi Biblia pentru că sunt imaturi? De ce oamenii sunt tentați să nu se roage suficient, să nu postească? De ce oamenii sunt tentați să nu atingă o notă de excelență în integritate, în maturitate, în sfințenie? De ce? Tocmai pentru această imaturitate. Maturitatea costă. Probabil că este un lux. Și Hristos încearcă să revendice acest lucru pierdut. Haideți să ne mutăm la cel de-al doilea exemplu. Nu vreau să insist asupra lui, că întotdeauna în adunare se așternă așa o jenă când vorbim despre genul acesta de subiect. Dar permiteți-mi totuși cât de șters să spun ceva și să mă adresez în mod deosebit bărbaților, pentru că Isus se adresează bărbaților. Dacă cineva se uite la o femeie și o poftește în inima lui, gata, Fiți sinceri. Care este nivelul de maturitate aici? Care este nivelul de performanță aici? Nimeni nu cunoaște inima noastră în afară de Dumnezeu. Și poate e mai bine așa. Acum, dar la judecată nu. Am ajuns la nivelul la care putem să rezolvăm această problemă? V-ați gândit vreodată la o soluție? Ia gândiți-vă la următorul sol. Puteți să vă schimbați un gând cu altul? Gândiți-vă, vă rog, la, următoarea, la următorul joc de cuvinte prin înlăturare putem să rezolvăm problema asta sau prin înlocuire? Ce înseamnă prin înlăturare? Să luăm gândul ăsta cu care ne trezim în cap pentru că îl identificăm ca fiind unul periculos. Un gând periculos care ne expune la a deveni murdari înaintea lui Dumnezeu, în mintea noastră. Repet, nu-i vorba de fizică aici. Totul e în mintea noastră, nu vede nimeni. Dacă încercăm să ne scoatem un gând din minte, nu putem. Noi oamenii nu avem capacitatea să ne scoatem un gând din minte. Adică nu putem înlătura un gând, dar îl putem înlocui. Noi să știți că un bărbat se poate gândi la un singur lucru odată. Adevărul este că femeile se pot gândi la mai multe lucruri odată, pentru că ele au capacitate distributivă. Poate să-și uh, partajeze. Uh, capacitatea cognitivă și să răspunde și la telefon, se mai uită și la mâncare, se mai uită și la copil, dar un bărbat nu poate de că numai câțiva dintre ei care au valeitez de genul acesta feminine. Un bărbat poate să se gândească la un singur lucru odată. Asta înseamnă că dacă primești în minte perspectiva acestui păcat, nu poți să o înlături, dar poți să o înlăcuiești. Eu deși nu, nu, cred că mă calific eu să vă spun neapărat ce fac eu, dar numai spre exemplu, că nu știu ce fac alții. Când mi se întâmplă să-mi vină în minte un gând negativist sau cu perspectiva păcatului, ca și cel de aici, întotdeauna îmi imaginez crucea Domnului Isus pe dealul ăla, îmi imaginez crucea din mijloc și văd cum cainele îi sunt bibate de sânge și cum îi picură sânge din vârful degetelor, și în timp ce mă concentrez la imaginea asta care mă impresionează, Dintr-o dată, pe cealaltă nu mai văd. E acolo, dar eu nu mai văd. Pentru că mă concentrez, mă focalizez pe această imagine care pe mine personal mă scapă, mă salvează. Imaginea aceea, cea de dinainte, care îți oferea pângăriciunea, e acolo. Dar îmi mut gândul de la ea că eu pot să fac asta. Eu mă gândesc la ce vreau. Și concentrându-mă, uitându-mă la crucea lui Isus analizând detaliile, pur și simplu nu mă pot gândi și la celălalt lucru. Și dacă stau un minut, două, gândindu-mă la lucrul acesta, prima imagine s-a pierdut. Mi-am scăpat viața. Ce soluție ai pentru genul acesta de ispită? Ce faci? Că trebuie să faci ceva. Am un prieten cu care m-am întâlnit mai de mult și l-am întrebat ce mai faci. Și mi-a zis în perioada asta, îmi construiesc în minte scenariul în care cineva intră cu mașina în mine și eu ce ar trebui să fac în situația aia, că conștient nu mai poți face nimic, pentru că e timpul scurt. Și folosești un automatism. Și el spunea, construiesc automatismul, ce fac dacă cineva intră în mine. Să fiu sincer, n-am înțeles mare lucru. După ce m-am gândit bine, mi-am dat seama cum o stare are dreptate. Sunt situații în viața noastră când nu mai avem timp să raționăm conștient. Și acționăm în baza unor automatisme de care probabil nu suntem conștienți. Și l-am întrebat și cum, cum sună automatismul ăsta la care lucrezi? Păi sună în felul următor. Dacă văd că cineva a dormit sau a făcut un stop cardiac sau s-a plecat să ridice ceva de jos și intră cu mașina în mine, trebuie neapărat să evit confruntarea frontală. Asta este cea, cel mai periculos accident. Că e viteza mea plus viteza lui. Dar ce, ce să faci? Să ieși în decor. Și dacă e un șans, e doar viteza ta. Și nu te lovești de un metal. E pământ, poate e iarbă, poate e un copac. Ce am vrut să spun este următorul lucru. Nu întotdeauna avem timp să ne gândim. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea să ne construim automatisme. Automatismele sunt niște tipare pe care le păstrăm într-o cutie. Și întotdeauna când ajungem într-o situație dată, nu mai avem timp să raționăm, să ne gândim, bă, acum încotro o iau, că în timp ce spui încotro o iau, deja sunt ultimile, e ultimul gând pe care îl mai poți avea. Și atunci funcționează un automatism care este extrem de rapid. Ei, care este automatismul pentru genul acesta de păcat? Frații mei, surorile mele, noi plecăm de aici din biserică. Și afară ne așteaptă viața reală cu situații de genul ăsta. Sau de alt gen. Calitatea noastră trebuie să prezinte un maxim de exigență. Fariseii nu s-au calificat și Domnul comparând perspectiva creștinilor din Noul Testament, oameni născuți din nou, cu trecutul acestor oameni cu care Hristos a fost foarte dur, ei au fost singurii oameni cu care Hristos a purtat dur. Lăsați-mă să vă spun într-o paranteză, când a întâlnit situația aia, mai mulți oameni înconjuraseră o femeie pe care o aduceau la ISUS, pentru că a prins-o în timp ce a trăit în, ad, în păcatul adulterului cu un bărbat. Dar pe bărbat nu l-a adus. Probabil că, cine știe, era primarul satului sau nu mai știu cine era. Și aduceți-vă aminte că a fost întrebat Iisus, dar asta nu de dragul femeii, ci ca să îl, îl, ca să aibă dovezi împotriva lui și să-l să, să, să omoare. Ce, tu ce propui să facem cu femeia asta? în lege e scrisă. Și aduceți-vă aminte de răspunsul la Dumnezeesc. Ea trebuie omorâtă cu pietre. Cine nu are păcat, să pună mâna pe piatră și să o lovească. S-a plecat să scrie ceva pe pământ când s-a ridicat, ei nu mai erau, era doar femeia aceea. Și a întrebat-o, nu te sunt din nimeni? Și ea spune, nu, nu Doamne. Și atunci Hristos îi spune, nici eu nu te osândesc. Du-te dar să ne înțelegem bine. Oprește-te. Dumnezeu te iartă de trecutul tău dacă tu te pocăiești. Pentru trecut e nevoie pocăința, pentru viitor e nevoie înfrânarea. Sesizați? Pentru trecut, nu mai putem intra în trecut, pocăința rezolvă problema. Pentru viitor e nevoie de înfrânare, nu de pocăință, pentru ca să ne ducă la sfințenie, nu iar la pocăință și la păcat. Oamenii lui Dumnezeu, noi să sunt toată ziua în adunare. Ieșim pe stradă, mergem acasă, suntem implicați în tot felul de scenarii, ca cele pe care le-am citit sau ca altele potențiale. Care este calitatea reacției noastre? Noi reacționăm la ce vedem, la ce mirosim, la ce simțim. Avem o grămadă de percepții senzoriale alături de cele mai importante, cele cinci, văz, auzi, miros, pipăi și gust. Pentru un bărbat cel mai important simț este văzul. Observați că ăsta e folosit de Hristos aici. Care este reacția noastră la ce vedem? Reacția noastră la ce vedem poartă semnul calității sau al mediocrității. Calitatea vorbește despre maturitate, iar mediocritatea vorbește despre lipsă de calificare. Aș vrea să ne oprim și mai mult să medităm pe marginea acestui subiect pentru că niciodată pastorul nu se poată să rezolve problema mea. El îmi aduce aminte de ce spune Scriptura. El mă ajută să înțeleg mai bine, să identific păcatul, dar să identific și soluția lui Dumnezeu. Oameni dragi, scopul lui Dumnezeu este să ne sfințim. Să ne sfințim în mod deplin. Nu să ne sfințim doar faptele exterioare, că farisei numai asta știau să facă. Asta a fost păcatul lor, pentru că ei au fost oamenii faptelor exterioare pentru ca să pară. De aceea Hristos a avut o veșnică problemă cu ei, pentru că nu erau autentici, erau ipocriți. Și tocmai de aceea spune, dacă nu veți depăși nivelul lor, nu vă calificați nici voi. Voi trebuie să aveți mintea curată. Voi trebuie să aveți inima curată, adică gândurile și sentimentele, marile zone, afectivitatea și cognitivitatea din viața unui om și motivația, evident poți să te duci la casierie să impresioneze aruncând acolo o sumă mare de bani. Dar aduceți-vă aminte că o femeie a aruncat doi bănuți, doi cenți. Și ea a dat mult pentru că nu i-a mai rămas nimic. Când dăm, nu are așa de mult cât dăm, ci cu cât rămânem. Că dacă dai 200 de euro din 2 milioane de euro, atunci e floare la ureche. Dacă dai un milion jumate de euro din două milioane de euro sau măcar un milion, atunci nu mai e floare la ureche. Dragii mei, Hristos vrea să ne sfințim viața, dar la nivelul gândurilor, pentru că un om cu un gând curat nu va păcătui cu, cu fapta niciodată. Dacă gândul este curat, nu mai are rost să te concentrezi pe fapte, pentru că un, o, o gândire curată se va exprima într-o manieră curată o afectivitate, o inimă, sentimente curate, se vor manifesta într-o manieră curată. Problema noastră nu sunt faptele. Dacă doar faptele se îndreaptă, atunci, în primul rând, nu sunt autentice, pentru că sunt gândurile murdare, dar pentru că sunt ascunse, noi le lăsăm murdare. Dar faptele nu sunt ascunse, le văd oamenii. Și atunci curățăm ce este vizibil. Și Hristos este foarte împotriva la mișelia aceasta, pentru că e o nedreptate e un neadevăr, e o sucire, e o inducere în eroare. Sigur, nu pe Dumnezeu, ci pe oameni. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm, în mod autentic, în mod sincer, în mod real, văzut de ochii lui Dumnezeu, care e nota noastră în seara asta, la cele șase amendamente care se fac la Vechiul Testament? Ce notă avem noi? Dacă Domnul ar veni la noapte și ne-ar judeca în funcție de așa, aceste șase exemple șase amendamente pe care el le face, ce ar spune despre mine? Sunt impecabil pentru că sunt păstor, sunt impecabil pentru că sunt predicator, sunt impecabil pentru că cunosc într-o oarecare măsură Biblia, sunt impecabil pentru că, și pot să dau câteva exemple, dar nu să știți că nu asta contează înaintea lui Dumnezeu. El a venit ca să ne facă sfinți, să avem o gândire plină de iubire, curată, sinceră, profundă, să avem sentimente curate, niște sentimente pentru care trebuie să postim, să ne rugăm, să ne disciplinăm, să citim Scriptura, să ne rugăm, să împărtășim cu păstorul sau cu un alt duhovnic, cu un mentor, cu un om mai în vârstă sau cu cineva mai matur. Dacă nu ajungem la nivelul acesta de sfințenie, de integritate, de moralitate, atunci când plecăm de la biserică, o să avem o mărturie care opresc pe mulți oameni să vină la biserică. O să avem o mărturie care creează conflicte în familie, între soși și soție, între părinți și copii. O să avem o mărturie care pune în evidență tot felul de păcate ascunse, care într-o zi vor fi expuse. Oamenii lui Dumnezeu, Biblia vorbește despre autenticitate, despre o pocăință nu doar la nivel exterior, ci despre o pocăință în interior, acolo unde sunt adevăratul eu, în gândurile mele, în ce măsură sunt gândurile mele curate? În ce măsură sunt sentimentele mele curate? În ce măsură sunt motivațiile mele curate? De ce fac lucrul pe care îl fac? Vreau să impresionez pe cei ce mă văd? Sau îl fac pentru onoarea lui Dumnezeu? Adevărul este că dacă eu nu mă ocup de mine, nimeni nu se poate ocupa. Dumneavoastră, mă puteți... Mă puteți Pedepsi pentru faptele mele exterioare, pentru că nu vedeți gândurile, nu vedeți sentimentele. Marea mea problemă este că Dumnezeu le vede. Și dacă doar faptele mele sunt ceea ce vreau să fie curate, într-o zi voi fi judecat pentru gândurile mele, pentru sentimentele mele și pentru motivațiile mele. Vă chem în numele Domnului Sus să ne gândim la chestiunea aceasta că este mult mai profundă decât am reușit eu să spun în două, trei vorbe. Este vorba aici la mijloc, este procesul de maturizare, procesul de sfințire, în care trebuie să investim multă rugăciune, să investim mult post, multă citire a scripturii, multă meditație și multă părtășie cu alții care ne inspiră, ne ajută, exemplul lor, viața lor, competența lor spirituală. Frații mei, nu vă luptați pentru aparențe, luptați-vă pentru... Adevărul din inimă, din minte și din motivațiile care ne pun să facem anumite lucruri. Fariseii n-au reușit să fie decât o simplă aparență. Și Hristos ne spune că noi trebuie să ne ridicăm deasupra nivelului lor, că altfel nu ne calificăm. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze cu preocupare pentru lucrul ăsta. De fapt, orice predică vorbește despre sfințirie și la fel și predica din această seară. Vă mulțumesc pentru înțelegere, pentru atenție. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să aibă milă de noi. Amin.